a început să scrie în ziarul Adevărul și Jurnalul Sâmbătă Împotriva, în momentul în care faceți dumneavoastră emisiune, o să se întâmple ceva, trebuie să se întâmple ceva. Pentru că la urma urmei trebuie să vii și să rezolvi o problemă a unor oameni, a unor contribuabili care au fost mințiți, înșelați, sepuiți. Iar dacă nu se va întâmpla, înseamnă că cineva trebuie să fie demis. Înseamnă că nu sunt competenți și trebuie să vină alții să... Da. Dar asta este marele dumneavoastră merit. Observația aceasta este bună. Ce putem face este să așteptăm totuși să se întâmple ceva la nivelul instituțiilor, nu, statului, da. Și pe parcursul lunii acestea, lunii viitoare, este să menținem trează această flacără și această atenție, să focalizăm pe cazul Radisson. Așa este, dumneavoastră. Acuma... Și încă o chestiune, dumneavoastră trebuie să se asocieze. Dacă nu fac nu constituie o organizație, o asociație a păgubiților, eu le recomand public, tuturor celor care se află în această situație, să găsească un lider dintre dumneavoastră. Pentru că eu, până acum, le-am povestit absolutamente gratuit această chestiune. Și să petiționeze în fiecare zi, să-i trimită în fiecare zi o scrisoare domnului Speriusi și domnului Daniel Morar, cât o mai fi domnul Morar, încă 90 de zile, să scrie fiecare zi câte o scrisoare. Că nu e complicat să faci pe calculator și să schimbi dată. Pentru că dacă nu le blocați faxurile celor însărcinați să vă soluționeze această problemă, nu să vă recuperați bani. Blocându-le faxurile și trimițându-le fiecare zi câte o petiție. Sunt Stoianescu, sunt Surdu, am de recuperat și am fost înșelat, am fost mințită. Da? Pentru că vă spun ceva, dacă în cazul acesta erau mințiți judecători, procurori, avocați, finanțiști, păi nu e știți ce repede, ce repede erau legați și recuperați banii? Da, au fost mințiți oameni simpli. Iar ei sub apanajul ăsta de oameni onorabili, cu bani, care mergea la braț cu vipuri ale momentului și din lumea mondenă, cum nu să ne luăm de m-ați înțeles? Deci sunt doi, de fapt, doi nemernici care n-au făcut altceva decât au cules 2 milioane de euro din orașul ăsta, da? Și au văzut cât le merge. În momentul în care au văzut că nu le merge și nu mai pot să pună frână tuturor articolelor de presă și nu mai fă cine să-și păguiască, păi au avut un peu până când la mine să vină să mă angajeze ca să-i reprezint. Nu vă e rușine, dar chiar nu vă e rușine, deci dumneavoastră au ajuns până acolo încât s-au gândit că după ce am luat public poziție împotriva lor, fără să fiu avocatul doamnă Sănescu, am luat poziție la radio, țineți minte, când îmi vorbeau mie povești de departament juridic, de departament de marketing, iau două probete, iau departament juridic, știți? Păi, dar dacă faceți lucrul ăsta, în fiecare zi, trimiteți-le câte o scrisoare, n-aveți cum să nu o scoateți la capăt, n-aveți cum. Înseamnă că suntem o țară care nu avem conducătorii potriviți la parchete și la poliție. Vă mulțumesc, domnule Covaci, sper că au reținut și păcuba și mulțumesc domnului Mălin Bot pentru prezență și pentru documentare pentru această emisiune. Decât să o compătimesc și să-i urez succes doamnei Stoianescu și celor care sunt în situația doamnei, într-un final, spun eu, în care să vă vedeți banii. Că la urma urmei, acest lucru este important pentru dumneavoastră și poate pentru lege condamnarea celor vinovați de cazurile provocate. Vă mulțumesc pentru prezență. Stimați telespectatori, aici punem punct dialogului cu... trei oameni ce au încercat să explice afacerea Radisson, escrocheria Radisson. Un păgubit, un jurnalist ce ați văzut și dumneavoastră bine documentat și un avocat sincer ce, spun eu, poate să sprijine oamenii aflați, să spunem așa, pe partea suferinței și pe să zicem, pe o baricadă unde nu cred că s-au dorit să se afle. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe televiziunea Europa Nova, numai bine, la revedere!